Bat coasa. Mă lau și eu la Arad, bă, uite, vezi că știa să bat coasa. E, hai când dau și ciocan. Așa, mă. Ăla-i. Bravo. Cum trebuie să stai? E tot. Acum să vezi. Da, fă o poză aici la băiatul aici. A, l-a crezut colega ceva de el. Mă. Așa, nu-i ea. Dar fă așa să se aude. Că bat coasa aici să-mi tai iarba. Că pe lângă, dar îi frică să n-o strice. O stric coasa, că e bătută, dar bun, că dacă o bat în gură, acum plânge. Uite așa se mai e, până să bați toată coasa, hai. Așa, dă-i. Așa e fața casei. Așa e, vezi, dar bătea și tata coasa. După ce o bătea bine, bine, mă mergea la cosit. Ai o cutie, Ionel, de ce? Uite ceva să vă arăt, dar poți pierdut. Așa, ăsta e, măi. Din 45, uh-huh. Ăsta e Samacoan. Mai, uite aici, Coman, coci, Coman, cioc de la boi lui Hanășu. Da, de la Moș. În asta punea cutia, e cu sonor. Și din anul 45, da. Dar nu mai s-o șterse. Opa, stai, acu, picat. Are apă. Ce tare. Uite așa, și ține-am pe Florina aici de coasă, ca să vezi cum se purtea. Uite aici, băi, cum se făcea coasa, punea aici chiocul, așa fain. Îți bate gura mea. Așa, atunci a luat cutia de aici, și uite aici cum se ascute coasa, bă, băi. Mai grijă la deajite, da. Așa și-o mai tăia din ele. Are Cornel, vine cu copilul. Da, și-o tăia deajitele. Dar eu nu am mai spus la nimeni, eu plecat. Ce ia? Dă-mă ce o brază la Ionel. O fia. O fia pentru. Așa de trebuie să cugeți de YouTube. Oi, aici stai coasa asta, oi.